Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și, în cadrul capitolului Sistemul endocrin, vom învăța astăzi hipofiza. Hipofiza, numită și glandă pituitară, este legată de baza hipotalamusului prin tija pituitară. Hipofiza este localizată în cutia craniană, la baza creierului mare. Este o glandă mică, cu formă rotunjită și cu un diametru de aproximativ 1,3 cm. Hipofiza cântărește 0,5 grame la adult. Structural, hipofiza este formată din 3 lobi. Lobul anterior este cel mai voluminos, reprezentând 75% din masa glandei. Lobul mijlociu reprezintă aproximativ 2%, iar lobul posterior reprezintă restul de 23% din masa glandei. Deși lobul mijlociu aderă strâns de lobul posterior, el are origine epitelială comună cu cea a lobului anterior și de aceea formează împreună adenohipofiza. Lobul posterior are origine nervoasă și formează neurohipofiza. Adenohipofiza conține lobul anterior și lobul mijlociu. Lobul mijlociu produce un singur hormon, și anume hormonul melanocitostimulator, pe care îl prescurtăm MSH. Acesta stimulează sinteza de melanină, pigment, în melanocite, cu rol de colorare a pielii. Lobul anterior secretă și eliberează hormoni importanți ce pot fi grupați în două categorii: hormonii glandulotropi și hormonii non-glandulotropi. Hormonii glandulotropi sunt TSH-ul, ACTH-ul și hormonii gonadotropi, respectiv FSH-ul și LH-ul. TSH-ul, tireotropina sau tireostimulina, controlează creșterea și dezvoltarea glandei tiroide și stimulează secreția de hormoni ai acesteia. ACTH-ul, numit și corticotropină sau hormon adrenocorticotrop, controlează creșterea și dezvoltarea corticosuprarenalei, partea externă a glandei suprarenale, numită și glandă adrenală, de unde și denumirea, vedeți, de hormon adrenocorticotrop. ACTH-ul stimulează și secreția hormonală a glandei corticosuprarenale. Hormonii gonadotropi, FSH-ul și LH-ul, FSH-ul hormonul foliculostimulator și LH-ul hormonul luteinizant, vor fi transportați prin sânge la gonade, ovare, gonadele feminine, și testicule, gonadele masculine. Acești hormoni vor stimula atât realizarea funcției exocrine a gonadelor, funcție ce constă în producerea de celule reproducătoare, numite și gameți, ovule și spermatozoizi, cât și în realizarea funcției endocrine a gonadelor, care constă în producerea de hormoni sexuali, estrogen și progesteron în cazul gonadei feminine și testosteron în cazul gonadei masculine. A doua categorie de hormoni produși de lobul anterior al hipofizei o reprezintă hormonii non-glandulotropi. Aceștia vor fi eliberați în sânge și vor fi transportați la organe țintă care nu vor fi glande endocrine. Din categoria hormonilor non-glandulotropi fac parte STH-ul și prolactina. STH-ul, hormonul somatotrop sau hormonul de creștere, are ca organe țintă oasele, mușchii și viscerele, organele interne, cu excepția structurilor sistemului nervos. STH-ul are un rol foarte important în copilărie, stimulând creșterea și dezvoltarea organismului. El se secretă tot timpul, dar până la pubertate stimulează creșterea predominant în lungime a oaselor și, după pubertate, creșterea în grosime a acestora. STH-ul stimulează și păstrarea în corp a mineralelor absolut necesare creșterii.
Prolactina, tot hormon non-glandulotrop, are ca organ țintă o glandă, dar exocrină, și anume glanda mamară. Prolactina stimulează dezvoltarea glandei mamare și secreția de lapte. Activitatea adenohipofizei este controlată de nucleii mijlocii ai hipotalamusului, ce produc hormoni care ajung la adenohipofiză printr-o rețea de vase sangvine ce poartă numele de sistem port hipotalamo-hipofizar localizat la nivelul tijei pituitare. Putem spune astfel că adenohipofiza controlează organe țintă, dar la rândul său este subordonată hipotalamusului ce îi trimite semnale prin sistemul port hipotalamo-hipofizar. Neurohipofiza, și anume lobul posterior al hipofizei, nu produce hormoni, ci reprezintă un depozit de hormoni produși de hipotalamus prin nucleii anteriori și pe care lobul posterior al hipofizei îi eliberează în sânge. Nucleii anteriori ai hipotalamusului au dobândit proprietăți secretorii și au început să secrete hormoni, și anume ADH și oxitocină. Aceștia vor fi transportați prin axoni, ce formează tractul hipotalamo-hipofizar de la nivelul tijei pituitare, la lobul posterior al hipofizei, care îi va elibera în sânge. ADH-ul se numește hormonul antidiuretic și se mai numește și vasopresină. El acționează în scopul reținerii apei în organism. Principalul organ țintă este rinichiul, dar ADH-ul acționează și asupra glandelor sudoripare și digestive. ADH-ul are un rol important în menținerea hidratării corpului, determinând reabsorbția apei la nivel renal, micșorarea cantității de urină eliminată, dar și creșterea tensiunii arteriale când se va afla în cantitate mare, de unde și denumirea de vasopresină. Oxitocina acționează asupra musculaturii netede din uter, determinând contracția acestuia la gravide în perioada travaliului, cu scopul de a expulza fătul. Tot oxitocina acționează și pe glanda mamară, stimulând eliberarea laptelui. Reținem faptul că asupra glandei mamare acționează doi hormoni, prolactina, care stimulează producerea laptelui, și oxitocina, care stimulează eliberarea acestuia.